România au 14 zile libere în 2017, stabilite pentru sărbători publice sau religioase, cu două mai mult față de anul trecut, dintre care trei pică în weekend. Potrivit codului muncii, zilele nelucrătoare în 2017 sunt prima și a doua zi de anul nou, adică duminică și luni, 1 și 2 ianuarie. Marți, 24 ianuarie, de ziua Unirii Principatelor Române, Paștele Catolic și Paștele Ortodox, 16 aprilie, duminică, 17 aprilie, luni. Ziua Internațională a Muncii, 1 mai, într-o zi de luni. Ziua Copilului, joi, 1 iunie 2017. Rusaliile, duminică, 4 iunie și luni, 5 iunie. 15 august, adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie, Sfântul Apostol Andrei, 1 decembrie, Ziua Națională a României și Crăciunul în zilele de 25 și 26 decembrie, luni și marți. Potrivit prevederilor legale, zilele libere nu vor fi acordate la locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. Salariaților care lucrează în aceste unități, precum și în unitățile sanitare care vor asigura asistența medicală de urgență, vor beneficia de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Angajații care nu pot primi zile libere din motive justificate vor beneficia în schimb de un spor ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru.